Vasile Șeicaru și Victor Socaciu i-au colindat aseară pe locuitorii orașului Bușteni. Cei doi artiști au ridicat sala în picioare și i-au făcut pe oameni să uite pentru câteva ore de greutățile cotidiene. Sala de spectacole a Centrului Cultural Aurel Stroie din Bușteni a devenit neîncăpătoare pentru cele 400 de persoane care s-au înghesuit la concert. Artiștii au interpretat colinde, dar și piese foarte cunoscute, datorită cărora au avut succes de-a lungul timpului. Victor Socaciu s-a simțit excelent la Bușteni, ca într-o mare familie. A fost primit cu aplauze, iar publicul a cântat împreună cu el toate melodiile. Foarte frumos, foarte frumos. Un public entuziast, dornic de a se bucura în aceste zile de sărbătoare, în care toți ne gândim la ziua de mâine, care ne-o dorim mai frumoasă, și atunci ne strângem în familie și petrecem așa cum este creștinește, la căldura și la lumina familiei. Vasile Șeicaru nu este pentru prima dată în stațiune. Este al treilea concert pe care îl susține la Centrul Cultural în 2010 și a promis că va reveni la Bușteni, deoarece aici este a doua sa casă. Având în vedere că în anul acesta am susținut cel puțin trei, dacă nu mai multe, concerte la această casă de cultură, la Bușteni, unde sunt ca acasă, aș spune. Pentru că sunt pe finalul turneului meu de Crăciun, care a început pe 1 decembrie și care se va termina pe 24 cu două concerte, unul la Mangalia și unul la Crăraș. Nu pot să spun, ați văzut ce reacție a fost în sală. De la puștii, copiii care mergeau, se țineau pe picioare, care au stat și pe scenă și dansau tot timpul, până la bătrânii din sală. Să nu-ți mai spun puștii mei, de între 20 și 30 de ani, care sunt baza. Sunt semne extraordinare că folcul este într-o revenire totală. Tinerii descoperă folcul și eu mă bucur tare mult că se întâmplă lucrul acesta. Concertul reprezintă cadoul autorităților locale pentru locuitorii orașului Bușteni, deoarece intrarea a fost liberă. Atmosfera în sală a fost deosebită. S-a cântat, s-a dansat, nimeni nu-și mai găsea locul, pentru că un astfel de concert cam rar îl trăiești pe viu și trebuie să te bucuri de fiecare dată când acești doi mari cântăreți vin lângă tine. Aș putea spune că a fost o seară incendiară. Niciodată concertul de Crăciun nu s-a bucurat de atâta succes. În primul rând, publicul a fost un public minunat. Nu am avut locuri suficiente, cred că au fost aproape 400 de persoane, iar prestația celor doi mari artiști, prieteni buni ai noștri, Vasile Șeicaru și Victor Socaciu, a fost, ca de obicei, la înălțime. O seară minunată. Concertul de Crăciun a încheiat la Bușteni seria evenimentelor din 2010, iar acum autoritățile pregătesc calendarul acțiunilor culturale pentru primele luni din 2011.